Sunt în drum spre Suceava, unul dintre cele mai importante orașe din România. Mă duc să vizitez cetatea, despre care am auzit că a fost refăcută cu fonduri europene. Bună ziua, domnule Ciprian! Bună ziua! Mi se pare mie sau e ceva schimbat aici? Bineînțeles, nu puteam să o lăsăm așa în paragină. Vă rog, poftiți! Și aceasta este prima parte de intrare în cetatea de scaun a Sucevii, construit în secolul al XIV-lea, în timpul pentru întâi mușat, iar aceste arce au fost adăugate ulterior anului 2012. Și acum lucrările continuă în curtea interioară a cetății de scaun. Aceasta este capela cetății de scaun, capela care a început să fie restaurată cu anul 2012, va fi șpictată. Iar pe platoul din fața noastră, de pe latura de sud, vor fi manifestări culturale. O, bună ziua, domnul Relenciuc! Bună ziua! Onoare. Bună ziua! Cum se treaba? Nu stă, merge, merge! Sănătate! Se meargă! Faceți treabă bună aici! Am organizat în cetate concerte, piese de teatru. Ce piese? Apus de soare de la Vrancea. Aaa, vreau să joc pe Ștefan cel Mare când eram mai tinerel. Acum m-am mai maturizat și e mai greu acum. De aici putem vedea zidul ridicat de Ștefan cel Mare în secolul XV. Și linia albă ce reprezintă? De la linia albă zidul a fost restaurat. Aha. Iar dincolo de acest zid este șanțul cetății. Cetatea de scaun a Sucevii a funcționat ca un castel întărit în perioada Evului Mediu, unde domnitorul își primea oaspeții, atâta timp cât Suceava a fost capitala Moldovei. Pe latura de nord a cetății au fost cazate familiile domnitorilor, iar acum să ne îndreptăm spre sala tronului. A fost refăcută ca și restul cetății cu fonduri obținute de la Consiliul Județean în parte, iar cea mai mare parte de la Uniunea Europeană. Sperăm să lăsăm ceva generațiilor următoare. Da, Moldova nu este a mea, ci a urmașilor voștri, ci a urmașilor urmașilor voștri. Câtă muncă la refacerea ei! Și-au construit cu piatra adusă de la Ciomârna, tot de aici provenind, așa cum spun istoricii, și piatra din care a fost ridicată la începuturi. Noi românii nu ignorăm istoria. Suntem conștienți că viitorul unei țări se clădește pe trecutul ei și ne-am folosit de banii europeni pentru a transmite generațiilor viitoare moștenirea poporului nostru. Mai avem și alte lucruri de descoperit. Călătoria continuă. Regio. Din zor până în seară, dezvoltăm o țară. Urmărește călătoria pe Facebook.